Salve dudes și bine ați venit la un episod de Farming Simulator 22 pe Barba Neagră! Și înainte să-i dăm drumul aici, pentru că am foarte multe lucruri de făcut pe HBON, e bine, vreau să vă reamintesc de sponsorul acestui canal și anume Nebabu.com, locul de unde vă puteți cumpăra cele mai ieftine jocuri, inclusiv Farming Simulator 22. Linkul este în descriere și nu uitați că cu codul Barba obțineți o reducere în plus de 3%. Ceea ce uneori poate să însemne absolut nimic pentru că jocurile sunt atât de ieftine. Acum, dacă vrei și moduri de asemenea, le găsiți pe fs22modhub.com. Acolo putem găsi cele mai noi și testate moduri din Farm Simulator 22. Și acum, dacă tot continuăm cu reclamele, ei bine, avem și cele mai bune surse de cumpărat Farm Simulator 22 pe copie DVD, și anume Altex.ro și Jocuri.ro. Acum, noi suntem pe B.O. cu alea așa, iar eu voi face niște schimbări. Voi face niște schimbări pe care nu cred că toată lumea le va îndrăgi. Dar în momentul de față avem acest universal care, deși este în regulă făcut, mie mi-arată mai mult a mod de Farming Simulator 17. Un 15-17. În momentul de față avem un alt fel de nivel la detaliile în FS22, iar ăsta, cel puțin pentru mine, nu se ridică la nivelul așteptărilor. Cel mai mult și cel mai deranjant ar fi texturile astea de aici. Mai puțin de lucrat, nu e mult. Avem structura, care structura arată foarte bine. Îmi place că este foarte bine proporționat ca și dimensiuni, dar un picuț la modele și texturi, dacă s-ar mai lucra, ar fi absolut genial. De asemenea, mi-am îmbrăcat aici caracterul, avem vestă reflectorizantă de asta, avem șepcălia, avem ochelari de protecție și de asemenea mai avem ceva, mai secretuț așa o leacă și o să vă mai arăt și altceva și mai secretuț în jocul ăsta. Și anume, dacă mergem aici la wardrobe, adică la dulăpior, am niște pantaloni scurți. Vreau să-mi spuneți în comentarii câți dintre voi aveți pantaloni ăștia scurți, pentru că au fost obținuți printre mine niște mișculații. Și asta este garderoba mea în momentul de față. Eu funcționez foarte bine când am picioarele goale, pentru că pe acolo mi se disipă mie căldura. Altfel, mor de cald. O să mergem la magazin în momentul ăsta. Și de asemenea, de acolo o să trebuiască să ne întoarcem. Apropo, am luat un înlocuitor pentru UTB și de asemenea o să trebuiască să luăm și o combină, pentru că avem sorgul finalizat. Avem sorgul făcut, este fertilizat de două ori, avem totul în regulă și pe dreapta aici, pe terenul ăsta, eu am pus rapiță. Avem două terenuri în momentul de față plantate cu rapiță, o să mă uit să văd, dar mi se pare că la asta am deja fertilizat-o odată. Deci ar trebui să așteptăm să mai crească un picuț și trebuie să mai plantăm pe un teren. Mai am acolo un teren baban care trebuie și el de asemenea plantat. Dar înainte să ne ocupăm puțin tel de lucrurile astea. Suntem în august, deci am cam intrat în toamnă. Bă, alo, merge încet, alo! Suntem în toamnă în momentul de față, deci, mă rog, la începutul toamnei, așa că o să trebuiască să vedem ușurel, ușurel, așa, mici schimbări. În joc, cred că august e reprezentată, deci avem mai, iunie, iulie sau e iunie, iulie, august, vara. Cum este reprezentată aici? Deci avem august, face parte din vară în joc. Acum noi știm în România, de exemplu, când e august, e cam început de toamnă, boss. Cam început de toamnă cu friguleanul. Așa, o să-l parchez pe ăsta cu spatele și îl băgăm cu alea. Apropo, a apărut moduri noi pe ModHub. Deci, dacă nu v-ați făcut update-urile, în momentul de față sunt o grămadă de moduri noi și am să returnez UTB-ul. Am mai multe UTB-uri, o să mai încercăm și altele, să vedem cum sunt portate. Sper că mai bine un pic, să știm. Așa, cât luăm pe ăsta aia? Să vedem, avem repair, repaint și noi îi dăm în Litonia. Da. Da, cât iau? Stai puțin, cât iau pe el? Că nu scrie value nimic. De ce nu scrie value? E închiriat? L-am închiriat pe ăsta? Ăsta e posibil să fie închiriat. Dar eu am cumpărat altul în locul său. Vi-l arăt într-o secundică. Trebuie întâi să mă duc la combine și să-mi aleg ceva pentru sorg. Harvesters, ia să vedem aici. Putem să încercăm pe ăsta doi sfaro, care este complet nou. Celelalte, mă rog, cu celelalte am cam jucat până acum. Hai să încercăm doi sfaro ăsta. Este într-adevăr toplinerul. Este un picuț mai mic, dar nici terenul meu nu este atât de mare. Așa că mai scutești și niște bănișori, știi? Oricum, o să trebuiască să mai dau bani și pe header și
Asta mă cam nimicește financiar. Avem doi sfarul ăsta care are o lățime de 6 metri. Ok, hai că nu-i chiar atât de rău. Nu-i nici bine, dar nu-i nici rău. Știi undeva pe acolo. 1500 este în regulă. Bun. Și avem și un trailer nevoie. Trailer de header. Este undeva pe aici, pe jos. Corect? Două list header trailer. Uite la aici, doi sfarul. Fix acesta este. Perfect. O să-l cuplez și dau comandă să vină singurel în fermă. Hai să prindem aici motorul. Și de la volan. Ok, hai că se vede super miștoc. M-am urcat pe header, a? Stai, cum îl cuplăm? Stai așa, din partea cealaltă? Really? No, din partea asta. Dar e răsturnat un poco. Gata, așa. Și acum, acum că trailerele astea sunt atât de dubioase uneori. Păi mie îmi pare... trebuia să vine partea cealaltă, mane. Dacă îi dau drumul de aici, cade? Da. Uite, l-a luat. Lol, ce tare! Chestia asta o ador. Sunt lucrurile astea mărunte, știi, care îți fac jocul mult mai ușor. Deci să mă întorc. Hați! Și mai avem treabă și la sere. Nu toate serele au apă în momentul ăsta. Bun, l-am poziționat. Îl scot un picuț la stradă, doar ca să nu aibă probleme. Aia a fost și după aia îl selectăm de aici. Și tu vino aici, în mijloc, după care o să te iau de acolo. Bun, acum, fraților, hai să vă arăt cu ce tractor l-am înlocuit. Aici o să fie zarvă prin comentarii. Fii atent. Avem aici un nou tractor, relativ dificil de achiziționat. Este un Porsche Junior, sau un Porsche, sau un Porsche. Că am văzut că sunt foarte discutabile pronunțările Porsche-ului. Și avem aici, hai să decuplăm, să luăm așa la o tură. Ala este, îl pornim. Este genial făcut, bineînțeles. Este practic un staple, cum zic americanii, știi? Este o icoană a agriculturii clasice, nici de cum cele moderne. Pe lângă că am vizibilitate foarte bună, avem chiar și jantele vopsite ușor gălbui, să meargă pe lucrul ăla de vintage, știi? Animații frumoase, toate cele. Și de asemenea, Porsche-ul ăsta se poate găsi și miniatură să fie cumpărat ca și model. Adică poți să-l iei ca și miniatură de model, să poți să-l pui pe dulap și să arate foarte, foarte frumos. Evident că avem aici luminițe, toate cele. Și dacă sunteți curioși de putere, ei bine, lăsați-mă să vă impresionez. La Small Tractor să-l găsim și este, bineînțeles, primul, pentru că sunt în ordinea puterii aranjate. Și avem aici o putere de 14 cai putere. Ia să vedem dacă poate fi modificat. Nu poate fi modificat. Avem așa 14 cai putere, manuală transmisie, evident. Avem 20 de km pe oră viteză maximă, ceea ce nu e rău. Nu e rău deloc. Și bineînțeles niște cauciucuri clasice, specifice acestui Porsche, care nu pot fi modificate. Avem și o băncuță aici în stânga, colea. Aici o punem pe mândră, ca să o plimbăm, știi, să o impresionăm cu tractorul. Și în momentul de față, astfel de tractoare recondiționate sunt foarte, foarte scumpe. Poate n-ați crede, dar la cai ăștia putere nici 20, să știți că trage cisterna și o trage chiar plină. Asta este un lucru care m-a impresionat teribil. În momentul de față avem 8 tone și hai să-i dăm un pic aici blanao. Ia uzi motorul cum toarce. Și prin toarce mă refer că țipă, dă mama focului. Deci acum îi dau blanaua și mergem cu cisterna și cu 8 tone, pentru că și cisterna în sine cântărește foarte, foarte mult. Din păcate nu avem girofar aici pentru a putea folosi și girofarul ăsta, dar mă bucur foarte mult că merge. Planul meu este să-i cuplez o remorcuță și să-l folosesc la căra. Ia uite, deja a prins viteză aici. Să-l folosesc la căra pe viitor niște miere, niște paleți. Asta voi face cu acest Porsche. Mi se pare foarte miștoc. Așa, o să venim pe aici. În dreapta se pare că mai trebuie niște apă. Așa. Și o să dau niște apă aici. Îl lăsăm deocamdată. Acum, se pare că combina a ajuns. Schimbăm camera și mergem să o punem la treabă pe Sorg. Deci asta este... Ăsta este jobul meu în momentul de față. Toate celelalte terenuri le am semănate, ceea ce e super tare. Și... o să ne apucăm în curând, pentru că suntem pe sezon acolo, ne apucăm, cred că în episodul următor o să vină recolta la struguri și măsline, o să fie pentru prima dată.
Și am fertilizat și struguri și măslini de două ori. Așa că mă voi asigura că voi lua cultura maximă din partea lor. Așa că tot obiect din punctul ăsta de vedere. Așa, o să-l pun din partea cealaltă, că mi se pare că nu încurcă chiar atât de mult. Și pe terenul celălalt se pare că am erbicidat. Ok, o să mă uit să văd. Trebuie să vin cu cultivatorul sau să semăn direct? Îmi pare ca și cum ar trebui să vin să semăn direct. Cam așa arată. Bun, o să las fost aici. Și așa o să vin pe partea asta pentru a cupla header-ul. Ala-i, tatile. Sure, easy peasy lemon squeezy. Ce mă bucur că au rezolvat problema asta cu header-ele, pentru că înainte era o problemă majoră cu trailerele la header-e. Pentru că și deoarece... Oh, da, hai să-i dăm unfold. Pentru că era foarte dificil să pui un header pe trailer fără să scadă. Și după aia dacă luai curbe nesimțite, de obicei scădea. Așa că acum cumva este lipit de remorcă, știi? Și o să bag în partea asta. Și un pic așa. Oh, așa arată sorgul recoltat? Stai un pic că trebuie să văd asta. Deci sorgul recoltat rămâne tulpina uscată. Bine că e uscată și dinainte. Deci luăm decât bobițele astea. Ok, interesant, mă place. Arată total diferit de cât am mai făcut noi până acum. Că de obicei tăia tulpina de la jumătate, dar acum ăsta ia doar vârfurile, se pare. Vezi cum arată? Ești chetuns. Aici am niște ierbuță, de nu vă temeți că nu e iarba de stricat. E un pic aici în față unde ierbicidul n-a mai ajuns, dar în rest toată cultura de sorg este este făcută cum trebuie. Avem aici sorg, am fertilizat 100% și avem uid 50%. Nu cred că am uid pe 50. Am uid 50%? De ce, mama dracu, că uite e gri. Nu, asta e ceva eroare blocat. Nu pot să cred asta pentru că eu am dat cu erbicid, uite. Nu înțeleg. Stai un pic. Păi ce se întâmplă? Am dat cu erbicidul. Se vede clar că iarba este gri, adică este moartă. Și mie îmi scrie că e uid 50%. Cred că s-a tâmpit display-ul. Și acum ai 50-35. What the fuck? Am avut iarbă de două ori? The hell, man? Shit, o să vedem la recoltă. Aș fi foarte dezamăgit dacă ar fi așa. Deci nici acum nu știu ce să cred. Uite cum ar trebui să aibă, să arate iarba, adică verde. Și la mine în partea asta arată uscat, vezi? Deci dovadă că am dat cu erbicidul. Dacă ne uităm, dai așa să verificăm că poate asta îmi spune mult mai bine. Bine, terenul 41, da? Este gata de recoltă. Și uite, înseamnă că e eroare de display. Mi-arată așa, doar în partea asta nu am atins eu cu erbicidul, dar în rest, în tot restul terenului, 41, este erbicidat, după cum bine se vede. Sau, care este problema? Că nu... Cred că e display-ul ceva blocățel acolo. Altfel nu-mi explic. Bun, o să-i dau blana în față. Deja avem foarte puțin. Ia să vedem dacă acum se încarcă cu mai mult. No, tot așa se încarcă. Pare ca și cum ar fi cu iarbă, dar mie clar pe hartă nu mi-arată că e cu iarbă, deci chiar nu înțeleg ce se întâmplă. Jesus! Bun, o să-i dau un lucrător automat pentru a putea face treaba în continuare și ia să vedem aici cu apa cum stăm. Se pare că m-am golit. O să merg în față și îl mai încarc o dată. Hai băiatule, hai de tati! Hai cu Porsche-ul, hai cu Porsche-ul! Când prinde, când reușește să schimbe viteza, atunci chiar o ia foarte rapid. Deci atunci se vede cum că pac, o ia așa, mai din plin o leacă. Acum, hai să mergem în John Deere, îmi trebuie mie în momentul de față. Așa, și să luăm semănătoarea. Așa, tati, hai. Vama, rău, ăsta este singurul tractor al meu, mai baban o leacă. Dar ne ridicăm din sărăcie. Ne ridicăm, nu este stres. Facem acum. Când joci cu sezoanele, nu faci bani decât o singură dată pe an. Asta este problema, știi? Hai să vedem dacă avem și semințele date pe refil și nu pe cumpărare. Este foarte importantă treaba asta. Da, sunt toate pe off. Genial. Vamonos și mergem. Ia să băgăm aici girofarul. Nici ăsta n-are girofar, firea să fie.
Avem aici un teren, pe ăsta o să-l plantăm cu ce putem. Dacă putem să plantăm ceva în luna asta, dacă nu, o să trebuiască să dăm un picuț timpul până când crește. Hop, hop, 800 miscu. Ce miscu? A, la apă, ok. Apa am decis să nu mai fur, ci să cumpăr. Am decis să fac asta pentru că îmi este mult mai aproape. Așa că nu trebuie să mai duc cu tractorul până la Sfântul Petranie. Și e mult mai rapid procesul, chiar dacă, și da, am cumpărat cu 800. Banii oricum o să mi scot, deci nu e o problemuță asta. Bun, am lemkenul aici, lemkenul ăsta e foarte mișto. Dezavantajul lui este că, bă, nu și cultivă, așa că trebuie să fii cu cultivatorul dinainte și vreau să văd dacă pe aici am dat cu cultivatorul sau nu. Așa, ce putem să punem acum? O să vreau să mă uit. Avem verde la canola și avem la poplar, nu intenționez să pun. Canola punem, pentru că rapid am vrut să pun de prima dată, pentru că lângă avem și albinele. Așa că avem rapița, să dăm hașo. Se pare că l-a luat, se pare că eu am trecut pe aici cu cultivatorul. Frumos. Numai că trebuie să fac și partea aia, nu înțeleg de ce mi-a ocolit-o, probabil l-a detectat el. Bă, aici n-ar trebui, nu știu ce se întâmplă. Așa, fraților, acum o să mai facem un proces pe care vreau să vi-l explic un picuț pentru a vedea ce și cum și despre ce este vorba. Și anume, procesul se numește... nu știu cum se numește procesul. Habar nu. E vorba despre rolere. În momentul de față avem două tipuri de role în joc, da? Vreau atenția voastră completă pentru că e un pic interesant, da? Și avem așa, avem rolere simple și mai avem aici la Grass Land Care, avem rolere de iarbă. Ambele funcționează diferit. Dacă luăm un roller, ăsta de exemplu necesită 350 de cai, ăsta necesită 150 de cai. O să le iau pe ăsta și o să-l închiriez. Așa. Situația este în felul următor. Acest roller este folosit după ce am semănat în sol semințele. După ce semințele sunt în sol, venim cu rollerul și aplatizăm, tasăm solul, astfel încât semința este foarte bine prinsă în pământ și astfel sunt mai multe șanse de germinație, adică să crească planta și crește și un picuț mai repede. Așa că o rolă de asta o luăm și dăm cu ea după, că am văzut pe Discord foarte multe întrebări în legătură cu ele, că nu sunt specificate foarte bine în joc. Deci dăm cu ele după ce am semănat, important, după ce am semănat, da? Așa. Un alt rol pe care aceste role îl au este să împingă în pământ pietrele. Așa că noi avem astfel de pietre care ele trebuie colectate, dar de asemenea rola le bagă în pământ, le tasează astfel că nu mai trebuie să le mai colectezi. Deci ai dublă, opții de două ori chestii faine, da? Prima și prima dată dai cu rola și obții o germinație mai bună și a doua bagi și pietrele în pământ. Acum, dacă luați o rolă pentru iarbă, adică asta funcționează un pic diferit pentru că asta nu trebuie folosită după ce ați plantat iarba. Nu. Asta se folosește după ce ați recoltat iarba. Deci e total invers. Și asta tot așa are rolul de a adăuga un strat de fertilizare la iarbă. Așa că ați recoltat iarba și este proaspăt, da, tăiată, pac, vii rapid cu rola, ți-a mai dat un strat de fertilizare. Așa că dacă investești și în asta, care costă doar 26.000 de euro, nu o să mai ai nevoie, dacă te ocupi cu multă iarbă, nu o să mai ai nevoie niciodată de fertilizator. Smart! Și sper că ați înțeles care este treaba cu rolele. Sunt foarte utile. Acum hai să vedem ce avem aici. La second hand nu e rău. Nu e rău, dar am una, așa că nu m-a prins bine. Ăsta de ce? Ăsta e de poplar? Doar două. Tu-i ceapa mami. Hai să luăm și un tractor. Nu mai am tractoare disponibile, nu? Le avem pe astea mici. Care, apropo, mie nu-mi trebuiesc două mici. Hai să mai facem niște bani. Stai un pic. Mie nu-mi trebuiesc două mici pentru că nu pot pune lucrător automat. Așa că de ce să păstrez două mici? Nu voi păstra Landimul, bineînțeles, voi păstra Fendul pentru că este un picuț mai modern. Ăsta. Este un picuț și mai puternic și are cutie automată spre deosebire de ăla care are cutie manuală. Asta înseamnă că nu trebuie să mai aștept între schimburile de viteze. Și băgăm acum un pic fertilizator. Unde să-l punem? Aoleu, nu prea am pus să mai vin prin spate. Stai așa. Să vin pe aici. Și băgăm așa.
Am oprit motorul, am oprit girofarul și luăm pe băiatul ăsta și mergem la magazin. În ceva dat așa pe spate, nu am nimic. Merg la magazin și ne pregătim pentru următorul tractor. Se pare că avem 80% încărcat. Nicio problemă, o să venim după aia cu remorca. Ați. O să trebuiască să iau un nou tractor pentru a putea rola. Minim 150 de cai ne trebuie la asta. Deci suntem pe văluț. Avem tot așa, avem și niște tractoare și case-ul clasic a apărut ca și mod. Deci suntem super în regulă la capitolul ăsta. Și de asemenea o să apară foarte multe utilaje și în următorul update. Deci o să vă pregătiți bine pentru treaba asta. Din nou, o altă concepție greșită pe care foarte mulți o au fiindcă nu sunt informați este aceea că, bă, ziceați că FS22 vine cu peste 400 de utilaje și sunt cam puține. Păi e din cauza că Giants nu poate să încapă atât de multe utilaje deodată pe un DVD și jocul când îl face el are decât practic o singură variantă, o singură versiune, da? Așa că jocul când este lansat, se lansează cu puține utilaje ca să încapă pe DVD, să nu-ți deție 3 DVD-uri să bagi în PlayStation, știi? Și varianta de PC este aceeași, pentru a nu exista diferențe, știi, să nu joace alții cu mai multe vehicule și așa mai departe. După lansare, ăsta este să dau un sell, așa, ăsta are 35.000 de euro, that is nice, poate îmi permit după aia, poate nimerim ceva la mâna a doua ca și tractor, ar fi super. După care, după lansare, vine un update întotdeauna mare cu bug fix-uri și celelalte utilaje. Așa că acum mă aștept la următorul update să avem celelalte utilaje care vor fi și mai multe la număr. Așa, ăsta are 68 de cai, ăsta 75, Zetormasei 95, sunt cam micuțele, Valtra 145, Stairo 135, 140, 175 la New Holland. Case 175, 205. Între astea două avem 112 și 120. O să iau case-ul pentru că este mai economic pentru mine și are, nu, care decât 145 și pot să-l măresc la 175. Da, putem. Ok, bun. O să-i dau un list ăstea. Greutatea pe frontală nu mă trebuiește pentru că rola nu este chiar atât de grea. Așa că suntem ok din punctul ăsta de vedere. We are Gucci, baby! We are Gucci! Și ne încadrăm, sper eu, și la rolă. Nu m-am uitat, eu am zis că, bă, rola, pac, 150 de cai necesari, da? Cât are? 160. Ai, fix, suntem fix acolo, știi? Suntem fix acolo. Și dăm pe cupleu. Girofer, hats și volanelus. Vamonos. Asta a fost. Mamă, mamă, stai așa să mă uit la ăștia că dacă vine... Dacă vine vreun AI de ăsta din trafic, am îmbulinat oră de tot. Uite, aș putea să o iau și pe aici. Îți? Să o luăm direct în față. Aici mi-aș fi dorit să tremure volanul. Mi-ar fi dat un feeling mult mai realist la gameplay. Așa. O chestie pe care o am eu pe Eberron și nu prea îmi place este această fabrică. Am pus fabrica asta de ulei aici pentru, evident, măsline. Nu prea îmi place. Deci aș vrea ca pe viitor să o mutăm de aici, să găsim un alt loc pe care să-l cumpărăm și să terminăm cu asta, pentru că nu mă place mie, deci chiar nu mă place deloc acolo. Bun, se pare că și combina trebuie rezolvată. Ok, o rezolvăm într-o secundică. Stai să băgăm aici rola prima dată. Așa, o să vin tot așa pe la veginul, că am văzut că nu se supără. Deschid rola. Dă teren, care este imensă. Oho, se deschide și mai mult. Mamă, mamă, păi cu asta terminăm imediat, frate. Genial. Bun, pe asta nu trebuie să o punem decât jos. Nu avem beda. Nu avem. Deci o pun decât jos și o trag după-i mine. O, uite așa. Hai să uităm la pietre. Deci după cum bine vedem, avem câteva pietre acolo. Și după ce trec, după cum bine vedeți, pietrele dispar. Adică ele sunt tasate în sol. Asta se întâmplă, da? O să-i dau un H. Uite, piatră. Trece și nu mai e piatră, da? Și astfel mai crește și producția terenului, da? Producția culturii cu, cred eu, încă nu știu cu cât exact, încă nu a fost anunțat asta, dar stai să vedem dacă putem să vedem la info aici. Improving yield, rola. Nu că stai mult cerul, increase your yield, 5%. Deci băgăm 5%, dar aici e altceva.
cred că 5% bagă și rola. Okay, se, e aproape, e pe acolo, e tot pe acolo. 5%, că oricum mai puțin de 5%, sincer, hai că nu prea are de ce, că nu ar conta, știi? Bun, El Porsche-us! Băi, voi încerca o chestie. Hai să vedem dacă merge Porsche-ul cu remorca. Că tot este noul meu tractor din fermă. Așa dat. Și încercăm și lucruri noi. Vreau să fac un amestec de tractoare clasice și tractoare moderne. Iar cu un Porsche, bă, de asta n-am mai jucat niciodată, într-adevăr. Am jucat cu Lamborghini, am jucat cu, uite, Landini, dar nu am jucat niciodată cu un Porsche. Remorca pe care eu o dețin aici este un picuț cam măricică pentru Porsche-ul ăsta. Nici tu dacă am atașament pe spate pentru el. Deci o să fie interesant să vedem. Yeah. Da. Cam așa arată toată treaba. Poate să ducă? Nu cred, și are și accelerație destul de ok. E mult până schimbă viteza. Ok. Super tare. Din păcate văd că remorca trebuie neapărat reparată. Mi-ar trebui un garaj aici. Hai să ne punem și un garaj, pentru că ești nevoie. Și că tot vorbeam de garaj, o să facem și pomul de Crăciun. Așa, o să dăm aici la tools întotdeauna. Și avem garajul la 45 de K. Me. Me. Ok, cam. Ce mă costă? Dar băgăm garajul. Păi bun, în partea asta eu nu intenționez sau intenționez? Nu știu dacă intenționez. Intenționez să pun ceva acolo? Bă, nu mai știu dacă intenționez sau nu. La naiba. Mergea încă un garaj acolo pus. La naiba! Mergea, băi! Ai de viața mea. Hei, ce-ar fi să-l punem aici? Uite, coleș, aici cred că se potrivește și mai bine. Da. Uite, colea. Ala a fost! Bun, și la landscaping o să ducem pe painting și băgăm niște pertiși de ăsta. Uiuleu, e ăsta? De aici? Stai un pic, o fi chiar primul. Nu e primul, nu e nici ăsta. A, uite-mă că le avem aici, ce mă speriam. A, și dăm un pic mai mare. Îi schimbăm aici the painting-us și o să vin, uite așa. Așa. O să întrebați că și o ieșire. Păi, mie asta nu prea îmi place. Știi ce o să fac? Uite așa. Eu când vin cu totul. A, ăla-i tatile, bun. Și acum dacă mergem cu remorca, ia să vedem. Eu sunt curios dacă Porsche-ul duce remorca asta plină. Asta o să fie o chestie interesantă de văzut. Hai, băiatule! Aha. Hai, măcar să schimbăm grupul. Merge greu. Ce cred eu că o deranjează acum? Îl deranjează, mă rog, pe Porsche. Este virajul. Pentru că atunci când îl pun drept, ia uite. E deja într-a doua acum. Bă, merge, dar e chinuială mare. Deci merge, dar e chinuială mare. Așa că o să pun remorca jos și băgăm Porsche. Într-adevăr, trebuie să-i cunoaștem și limitele. Nu pot să iau nimic carnița asta pe peste tot. Dar sper să nu mă îndrăgostesc de Porsche ăsta, pentru că există și miniatură și asta ar însemna să mi-l comand. Bun, o să băgăm fendul ăsta. Îmi trebuie și mie un tractor ceva mai potent un pic pe aici. Și unul care să-mi placă și la sunete, să-mi placă foarte mult cum arată, știi? Cu TB-ul nu eram foarte mulțumit din punctul ăsta de vedere și atunci când ai un tractor care te ajută prin fermă la foarte multe munci, îți trebuie un tractor care te mulțumește complet, pentru că este unul dintre cele mai folosite tractoare, știi? Și atunci nu poți să ai așa orice. Bun, ia să vedem prima dată remorca, condiție repair 1500, da. Și fendvariu, hai să-l reparăm și pe ăsta. Se pare că condiția de vopsea nu este excelentă, dar n-are inca, măcar avem remorca și astfel putem încărca și noi niște grâne. Ala e. Și chiar dacă el e îngust, este și ăsta un tractor. Pădano, ala ește. De asemenea avem toate celelalte tractoare care au terminat în momentul de față munca. E super tare, că ne mișcăm chiar rapiduț. Nu știu exact, 6 tone, 4 tone cât o avea asta, habar n-am. Ala a fost. Și acum, au, mai în față un pic. Zăi, descarcă, o să las motorul pornit și mergem la următoarea.
Lemke-ul, ia să vedem dacă a făcut tot. Vreau să verific aici. Poate mai trebuie să mai vin eu pe la capete. Pare să fi făcut tot în afară de partea frontală. Și o să ridic atașamentul și mergem în față. Se pare că rola încă nu a terminat, dar nu mai are mult. Rola e alată, dar văd că se mișcă încetulenul. Încetulenul dă încetulenul. Aici oare scot pietrele dacă vin? În fine, hai să punem jos. Și peste. Deci trebuie să vin cu cultivatorul aici, fii atent. Aici trebuie să vin cu cultivatorul. Da, nu se iau astea. Deci nu-mi plac cum arată acolo. Vreau neapărat să scap de ele. Oh, cineva a împins trailerul ăla. Sper să nu fi fost eu. O să vin cu cultivatorul să iau fix porțiunea aia de acolo, dar după ce facem bradul. Așa, avem un mod nou, îl găsiți și pe Discordul nostru. Linkul este în descriere și acolo găsiți și noul mod cu pomul de Crăciun, care în sfârșit este unul foarte, foarte miștoc. Aici voi pune semănătoare, am o strategie de asta în care intru pe o parte și ies pe cealaltă. Și aici am și discul pe care o să-l iau foarte ușor. Chiar dacă nu mai crește nimic în porțiunea aia, vreau să scap de sorgul ăla. Așa, și pentru transport, semănătoarea se poate face așa. Se poate strânge, dar atunci când o depozitezi, ea trebuie să stea largă. Larg deschisă, știi? Așa, bun. O să las deocamdată pe ăsta aici, o să opresc motorul și hai să mergem la construction. Și mergem aici la decorații și dacă dăm la others, pentru că aici este categoria, am găsit și copacul, care vine cu instalații și cu niște podoabe random puse pe ele acolo și din câte văd și niște cadoaie. Păi sau să-l pun cu alea, mi se pare locul perfect pentru el. Jap! Ăla a fost! Și acum, doamne și domnilor, avem și bradul de Crăciun. Audă-l cu alea așa. Ești nice sau ce? E puțin mai... puțin așa cam răruț la crengi, dar merge. Uite, văd că avem acolo niște gingerbread man și woman. Avem o văcuță. Normal, pentru că suntem un farming simulator. Ce mai avem pe aici? Să vedem. Gingerbread, inimioară și niște cadoaie. Din păcate, cadoaiele le putem lua, dar nu le putem deschide. Putem să nu facem ceva cu ele? Este un pic, să vedem. Play music, ia! Yeah! Deci era așa, fii atent. Nu pot să opresc? Ce tare că se rotește din... How lovely are your branches. Știți melodia? Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how lovely are your branches. Obrat frumos e în română. Brat frumos, obrat frumos, cu cetina tot verde. Și de aici nu mai știu decât primul refrene. Ar trebui să le învăț. Ar trebui. Vamanos. Se pare că combina se descurcă. Întoarcerile sunt puțin cam dubioase, dar are se bine. Bun, o să-l pun pe ăsta jos. Nu jos, hai să-l deschidem prima dată. Ce-a încetinit acolo tractor, holy shit. Și va trebui să-l punem și pe terenul ăsta. Deci important de important. Acum o să-l pun jos și o luăm așa. Aici o să fie o porțiune în care cultura nu va fi făcută. Dar e bine și așa. Va fi data viitoare făcută, ceea ce e în regulă. Ia să trecem un picuț și pe la albine, să vedem ce fac ele și dacă ne-au produs ceva. Se pare că avem acolo niște borcănașe. Da-ți bueno, da-ți bueno. Uite-și. Ia să vedem, avem un palet întreg. Paleții ăștia pot să-i ridic? Cred că da. 202... Pareții așa nu pot să ridic, trebuie să vin cu motostivuitorul, se pare. Genial! Genial! Bun, vamonos! Este ora 10, timpul e dat pe real. Am timp pentru că astăzi trebuie să fac foarte, foarte, foarte multă muncă.
Banii se pare că ușor, ușor se duc în jos. Sper să mai câștig un pic niște financiare de la Sorg. Asta este. Și data viitoare aflăm de asemenea și ce cantitate luăm de struguri și uleiul de măsline. Cât valorează, ce facem cu el și cât luăm pe el. Foarte, foarte important. Hai să punem pe partea asta, dacă tot facem treaba. Stai așa, că vreau să mă duc să-l parchez, pentru că am văzut că mai avem vreo 3 sferturi de teren de făcut. Dar îl punem pe partea asta, îi dăm un automat și facem două lucruri concomitent. Așa că o să vin direct pe discuială. Uite, dacile. Bun, fraților, pregătesc și-o terenul ăsta, noi ne vedem în episodul următor. Până atunci, o seară faină să aveți în continuare și nu uitați că astăzi, nu știu exact de la ce oră, dar Discordul este în descriere, anunțăm acolo de la ce oră avem live pe serverul Bro cu băieții. Multă muncă de făcut și vă aștept acolo dacă vreți să pierdeți timpul cu noi. Până data viitoare, m-am băgat la treabă și v-am salutat. Pa, pa!